protestul de la București nu a fost lipsit de incidente, după ce oamenii au blocat carosabilul timp de câteva ore. Jandarmii au securizat zona în care s-a desfășurat protestul fără a încerca oprirea acestuia. Manifestanții susțin că proiectul minier de la Roșia Montană va provoca un dezastru ecologic. Aurul pleacă și nu îi rămâne la noi și ceanura ne rămâne. Este un dezastru ecologic care va dura zeci de generații. O exploatare cu 13.000 de tone de ceanură pe an, în momentul în care în Europa, în toată Europa, se folosesc doar 1.000 de tone de ceanură pe an în toate exploatările. Vreau să simt cumva că există niște oameni care se gândesc la viitorul țării și la viitorul poporului. Proiectul de lege care reglementează exploatarea minereurilor din perimetrul Roșia Montană a fost aprobat de guvern și transmis Parlamentului spre adoptare. Exploatarea ar urma să înceapă în noiembrie 2016. Compania Roșia Montană Gold Corporation deține în județul Alba cel mai important zăcământ de aur din România, evaluat la aproximativ 300 de tone de aur și 1600 de tone de argint.